Iubiții noștri, bine v-am regăsit! Astăzi începem un nou capitol foarte special care se numește Capitolul Cărților de Aur. Începem astăzi cu o carte extraordinar de frumoasă numită Zânele din Valea Cerbului, scrisă de Nestor Urechia. Este scrisă în 1979, așa că este o carte veche, plină de zâne și de gâze și de povești minunate și nemuritoare. Haideți să începem! Zânele din Valea Cerbului. În Poiană, la Anin, era într-o duminică. Soarele ieși din zor de la spatele muntelui Zamura, toate încălzite și luminase Valea Cerbului din Bușteni. Acum se lăsa de după muntele Morarul, trimițând o ploaie de raze aurii. Dilincile vacilor ce se întorceau de la păscut răsunau în chipuri deosebite, întrerupte de câteva chiuituri de băcat, se deslușeau ciripirile păsărilor care se adunau spre o apropiată culcare. Pe nesimțite, cerul, deasupra munților Moraru și Dihamul, din auriu se prefăcu un trandafiriu. Coastele și culmea munților Zamura, de dincolo de apele Prahovei, se întunecau din ce în ce sub împrobodirea unei marame liliachii, ce se înnegra repede. Munții Jebi și Caraimanul își tăiau netel. Pe zarea trandafirie, colțurile și șeile lor. Capul lui Traian, închipuit de coama muntelui Coștila, se arăta mai deslușit ca în cursul zilei, iar Dihamul, în fund, își scălda în ploaia celor din urmă raze ale soarelui apune spinarea de ligioană uriașă. Câțiva brazi mai înalți pe coastele munților Clăbucetul, Baiului și Coștila, precum și un molift stingher uscat de adânci bătrâneți, își țeseau coacele și ramurile lor pe bolta cerească minunate broderii dantelate neprețuite. Deodată, toate se împânziră, nimic nemai deslușindu-se. Amurgul dădu loc întunericului. O păsărică întârziată scoase câteva ciripiri ascuțite deasupra apei văii cerbului, lini șoptitoare. O stea licări deasupra Zamurei, apoi alta deasupra Caraimanului și, în urmă, altele și altele străluciră. O răcâi un broscoi, locuitor al vreunui băltoc dintr-o băgăună ascunsă, iar niște pui de vulturi scoaseră țipetele lor jalnice. Aninișul și Făgetul, înconjurător ale apelor văii cerbului, fremă tară. Acum tăcere, liniște. Pace în Valea Cerbului, pace, pace! Dar întunericul nu ține mult. Luna iese de după muntele Soriga în Valea Fetei. Se înalță pe bolta înstelată, învăluind Valea Cerbului într-o lumină argintie. Poiana, la Anin, de pe Clăbucetul Baiului, este scăldată de lumina lunii. Numai umbrele așternute ale Aninilor tineri și bătrâni mai rup din covorul argintat al pajiștii. Ora nopții jumate a sosit. Deodată, venind din vale, coborând de la deal, ieșind din Aniniș, se văd niște chipuri albe, parcă de femei. Ele înaintează spre un tapșan înmușchiat din mijlocul poienii. Iată încă o fantasmă albă, mai înaltă și subțirică, se desprinde din negrul Anișului, cel cuitor al poienii. Să trăiești, zână a zânelor, murmură celelalte înconjurând-o. Bun găsit, zânelor, drăguțe ale mele, spuse. V-am chemat și văd cu mulțumire că toate, mici și mari, puternice și mai umile, fioroase și blânde, ați alergat la chemarea mea. N-ar fi bine ca de acum înainte să urmăm a ne aduna tot astfel, în toate serile, aci, spre a sta de vorbă și a ne sfătui, a ne cunoaște mai bine, a ne da sprijin, în loc de a trăi răzlețe și neștiuitoare unele de altele, ca până acum. Așa, așa bine vorbi și zâna zânelor. Atunci, zise zâna zânelor, să ne dăm întâlnire în fiecare noapte aici, în Poiana, la Anin. Da, da, chiar de mâine, luni, chiar de luni. Acum să ne zicem la revedere și să ne ducem fiecare pe la trebușoarele noastre. Da, mai spuse zâna zorilor, grăbiți-vă, fiindcă a sosit ora să deschid zăvoarele cerului, să dau drumul soarelui, zorile să nu vă prindă aici.
La revedere! Pe mâine seară! Pe luni! Seara întâi. Luni. Zânelor. Zise zâna zânelor când toate supusele-i fură strânse împrejurul ei pe tapșanul din poiana la anii. Ia spuneți! Ce mai e nou? Zânele nu răspunse. Tu, zâna a stâncilor, ce ai făcut? Eu am prăvălit o stâncă pe un urs cât toate zilele care ieșise din vizuina sa, lihnit de foame și care scobora în poiana coștilei, să mai mănânce vreo vacă dintre vitele buștenenilor. Bine ai făcut, căci vita este bogăția săteanului, dar tu, zâna apelor, lucrat ai ceva. Eu am dat drumul apelor ce aveam în creierul jepilor. Nu prea mult, nici prea puțin. Tocmai cât trebuia ca să umble bine firătaile din bușten. Bun gând ai avut, căci fără firăstraie, ce s-ar face munteanul? Dar voi, celelalte, nimic nou din partea noastră, zâna zânelor. Atunci, dar ce facem acum? Cum ne vom petrece noaptea aceasta? Se gândiră zânele, se gândiră. În mare încurcală erau. Iată că sosește și zâna amurgului, care întârziase. Ce este de stați așa gânditoare cu toatele fetelor? Ce să fie? Uite, nu știm cum să petrecem noaptea aceasta. Atâta numai vă nedumirește. Stați că vă învăț eu. La așezătoare se povestesc basme. Să facem și noi așa. Da, da, dar cine să povestească și ce povești? Fiecare dintre noi știind, desigur, un basm să-l povestească și să vedeți ce iute va trece noaptea, căci ce e mai plăcut decât să asculți o poveste? Bine ai gândit, zâna amurgului. Acum e vorba cine să înceapă. Ca mai mare a noastră, se cuvine să încep tu, zâna a zânelor. Așa? Bine, fie. Ah, dați-mi numai răgaz o clipă să mă gândesc. Se gândi ce se gândi zâna zânelor, apoi zise. Să vă povestesc întâmplările unui băiețaș care, prin deșteptăciunea și vitejia lui, din copil de sătean, s-a făcut ginere de împărat. Prichinduță. Cele trei zâne. În gospodăria mamei Catrina, de la poalele muntelui Clăbucetul Baiului din Bușteni, fiecare din copii avea rostul lui. Ion păzea caii, Dumitru păzea vacile, Vasile păzea oile, câinii păzeau găinile de vulpi și de ulii, mama Catrina păzea casa și îngrijea de toate alea, singur numai băiatul cel mai mic, Prichinduță, nu păzea nimic. Și mult era necazul lui Prichinduță că nu-i se încredințase și lui să păzească ceva. Sta pe gânduri toată ziulica, ori arunca cu pietricele într-un braț al apei Valea Cerbului ce se furișa pe sub coasta Livezii și număra rotocoalele ce se iveau la fața apei, ori da cu praștia în păsărele. Dar de păzi ceva, nici vorbă. Până într-o zi, i s-a urât lui Prichinduță de și-a luat glumea în cap și-a strâns lucrușoarele, praștia și un cuțitaș, a tăiat o nuielușă dintr-un alun și a pornit pe cărăruia de pe muchia dealului. Doar o găsi ceva de păzit. Când se treacă la colțul cardului de mărăcini, se înconjură. Ce înconjura livada mamei Catrina, vede, suindu-se pe gard, târșa, târșa, un melc. Melc, cotobelc. Era grea, se vede. Ghiu-o ceai vineție. Ce se târa ca un moșneag nezorit și lăsa în urmă o dâră argintie, strălucind la soare. Prichinduță luă melcul în mână și deodată melcul se ascunse în căsuța lui. Mai departe, mergând, iată pe potecă încă un melc și încă unul pe pajiște, unul alburiu, celălalt gălbui. Îi luă și pe aceștia. Uite turma mea, gândi Prichinduță și puse jos, dar nu pe praful cărării, ci alătura pe iarbă verde. Cei trei melci godopelci, dacă se văzură netulburați, începură aș arăta cornițele și a se târâ, cum știu ei, fără picioare, cu gând să se ducă la Dunărea, să bea apă tulbure. Prichinduță, cu nuielușa după ei, parcă ar fi păzit cine știe ce oi sau păsări de curte. Dar se vede că nici păzitor bun de melci nu era, că de la o vreme i s-a urât și cu treaba asta. S-a așezat pe un bolovan și a început să fluiere privind la drumul din vale. Iată că, la spatele lui, se lăsa în zbor un cloncan cât toate zilele de negru ca fundul ceaunului. Cra, cra și hap,
înghită pe nerăsuflate cei trei meli și toată turma lui Prichinduță. Cra, cra! Cloncanul prost și fălos vrea să râdă de băiat și, plecând în zbor, l-atinge cu aripa pe sub nas. Prichinduță dă să-și strângă turma risipită, dar ia oile de unde nu sunt. Băiatul deștept a înțeles că Cloncanul era hoțul cu pricina și numai ce scoase praștia ce o avea la sân și o aruncă în Cloncan, care se urca în văzduh de 30 de sulițe. Era dibaci, prăștiaș Prichinduță, pasărea cu briscul lung căzu grămadă. Prichinduță, cu cuțitașul ce avea la brâu, îndată despică în două pântecele Cloncanului, scoase ce trei meli ștefere ascunși în gheoa cele lor, îi clăti la un izvoraj din apropiere și îi așeză binișor pe iarbă, socotind că de acum își va păzi mai bine turma cu ajutorul unui elușei de alun. Dar minune! Melcii ieșiră din casele lor, se umflară și ce să vezi? Se deteră de trei ori peste cap și se făcură trei zâne frumoase. Melcul cel alburiu se făcuse o zână plăpândă și drăguță, numai în alb îmbrăcată, cu ghiocei încurunată, care zise băiatului: Bună vreme, Prichinduță! Eu sunt zâna ghioceilor. Eu prevestesc înturnarea primăverii și sunt gata să te slujesc. Melcul cel gălbui se făcuse o zână înăltuță, rumene la față, încinsă cu flori de mac, înmărămită cu floarea soarelui, și zise flăcăuașului: Să trăiești, Prichinduță! Eu sunt zâna macilor, aducătoarea verii, care umple spicul grâului. Gata sunt să-ți îndeplinesc orice dorință. Melcul cel vinețiu se făcuse și el o zână frumoșică, dar cam ofilită, cu părul despletit, semănat cu flori de brândușe, și zise tinerelului: Noroc și vreme bună, Prichinduță! Eu sunt zâna brândușelor! Sol ai toamnei rodnice, iată-mă hotărâtă să-ți vin în ajutor la nevoie. Prichinduță stătea înmărmurit, stană de piatră. Auzise el de zâne și alte minunății povestite de maică sa în ser de viscole, stând împrejurul vetrei, dar nu văzuse cu ochii închipuiri de astea. Cele trei zâne-i povestiră ca fiind răpusă de sora lor cea vitregă, zâna vijeliilor, făuritoarea iernii geroase. Palatele lor se schimbaseră în trei ghioace, una albă, alta galbenă și alta vânătă, și că ele însăși schimbate în melci trebuiau să-și târască casele în spinare. Acum vrașa se curmase câte trei zâne nu se mai cononeau, fiindcă el tăiasă pe cloncașul vrăjmaș, care din porunca iernii le păzea să nu scape din melcie. Domnițe zâne, zise Prichinduță, închinându-se cu multă umilință, vă sărut mânușițele și vă mulțumesc pentru bunătatea domniilor voastre. Eu sunt un biet băiat și la nevoie nu mă voi da înlături de a vă cere ajutor. Atunci cele trei zâne luare cele trei ghioace goale și le dă dură lui Prichinduță. Uite, când vei avea trebuință de vreuna din noi, cheamă-ne, du la ureche ghioacea, ascultă și ce vei auzi va fi răspunsul nostru. Fii bărbat fără frică! Rămâi cu bine, flăcăiași! Și Prichinduță nu mai văzu decât trei norișori care se pierdură în văzduh. Stătu băiatul ca la un minut de ceas cu gura căscată, mai și alt minut gânditor, își îndesă bine căciula pe ceafă, fiindcă pe cele trei ghioace, puse cele trei ghioace în căciulă și o porni înainte, că ce să mai toarcă acasă, că doar nu l-aștepta mama Catrina cu niscaiva cozonaci. Ea mai bine să-și încerce el norocul în lumea asta mare, mai cu seama acum că avea trei ghioace roabe la dorințele lui. Prichinduță merge în căutarea norocului. Merse el ce merse, ca vântul și ca gândul, că era purtat pe nevăzute. Trecu de mănăstirea Sinaia, trecu de posada și de praz și de alte nenumărate locuri și într-o dimineață ajunse într-un oraș mare, unde socoti el să se bage la cineva, la stăpân. Dar aci văzu copilul călător că domnea o mare mâhnire peste tot orașul. Oamenii tăcuți, triști, străzile mai mult pustii,
până și ștrengarii cei mici nu se jucau, nici se târnuiau ca de obicei. Prichinduță, vrând a ști de ce e atâta jale asupra unui oraș întreg, se apropie de o babă care torcea la portița unei curți, părând foarte întristată. O întrebă: Mamă, de ce te arăți așa supărată? Deși mic, cum mă vezi, eu am darul de la niște domnițe zâne și aș putea să aling mâhnirea ce te stăpânește, nu știu pentru ce. Dar de unde vii, maicuță? Străin de tot trebuie să fii de aceste locuri, de nu știi ce nenorocire a căzut asupra orașului nostru. Vin de peste 9 mări și 9 țări, tocmai din muntele Clăbucetul Baiului, călătoresc de nu mai știu când, dus pe aripile vântului. Muntele Clăbucetul Baiului? N-am auzit de așa ceva. Unde ce atajale pe capetele noastre, domnița, fata împăratului nostru? Era un odor de fată, dar cele trei rusalii, vrăjitoare, cu sufletul negrit de necazul ce au asupra fetelor de împărat, i-au luat cele trei scumpe daruri date de Dumnezeu. Cea mai mare dintre rusalii, Gripțuroaica, i-a furat bunătatea, cea mezină, Hâda, i-a răpit frumusețea, iar cea mică, Toanta, i-a dosit deșteptăciune. Așa că în loc de domnița de Țica, bună ca căldura soarelui, frumoasă ca luceafărul ce scânteitor și deșteaptă ca o veveriță năstrăvană, avem acum o fată de împărat rea, urâtă și proastă. Bietul împărat abia împărătește plângând toată ziua, că ți se rupe inima în două. Și plângea și plângea și baba, plângea și Prichinduță de plânsul ei. Prichinduță la împărat. Dar Prichinduță nu-și pierdu cumpătul, ci se îndreptă tot spre palatul împărătesc. Bate pac, pac la ușă și un copil de casă îi deschide. Ce dorești, flăcăiaș? Să nu fie cu supărare, aș vrea să pun o mare taină, să spun o mare taină împăratului care îi va aduce alinare la întristarea celui sucă. Tu, Prichindeiule, să aduci alinare la întristarea luminării luminatului nostru împărat, ori glumești, ori aiurezi. Ba nici glumesc, nici aiurezi. Să te duci îndată să-i spui împăratului că eu pot să-i vindec domnița. Ei, taci! Să te duci! Că de-aia te-au pus aici. Dacă nu te duci, o să-ți pară rău când va afla împăratul. Iaca, mă duc! A, naibii băiat! Cât clipești din ochi și Prichinduță fu dus la împăratul care plângea pe un genț. Flăcăiașul nostru în genunche sărută poala împăratului și zise: Luminate, împărate, oglinda adevărului, strălucire a bunătății, întruparea vitejii, am aflat ce jale îți apasă sufletul și am venit într-o fugă să încerc să-ți aduc mângâiere. Să nu mă mai chem Prichinduța al Catrine de la Bușteni, dacă până în 3 zile, 3 luni sau 3 ani, nu aduc în dărât bunătatea, frumusețea și deșteptăciunea domniței Dedețica. Fătul meu, fătul meu, să te ajute puterile și dacă vei reuși să știi că a ta este domnița. Iar Prichinduță sărută din nou poala împăratului, se sculă și ieși din palat, cu inima ticăind, dar plin de speranță în izbândă, că se știa ocrotit de 3 zâne binefăcătoare. Prichinduță răpune pe rusalia Hâda. Prichinduță se îndreptă spre pădurea din marginea orașului. Ajuns aici, scoase din sân ghioacea zânei ghioceilor și o puse la ureche zicând: Ghiocică, ghiocea, adu-mi repede aici pe zâna cea albă cu ghiocei în salbă. Ghioacea îi răspunse șoptind: Vin! Și zâna ghioceilor se și înfățișă și zâmbind dulce zise: Iată-mă, Prichinduță, ce dorești tu? Prichinduță-i povesti din păr până în fir cele întâmplate cu Dedețica și făgăduia la dată de dânsul împăratului. Acum o rugă să-l ajute să afle frumusețea răpită domniței. Hâda este o rusalie puternică prin urciunea ei, că cine se uită la dânsa e schimbat în coropișniță. Ea a furat frumusețea domniței Dedețica și a ascuns într-o piersică care se află tocmai în mijlocul grădinii Hâdei. Trebuie să pui mâna pe piersică, dar până să ajungi la ea, o să te lupți cu o armată de coropișnițe mari cât niște câini, având în frunte drept capitan un coropișnițoi mare cât un leu. Uite, ține praf de pir pisat, să arunci în ligioanele acelea,
iar când vei ajunge la piersică, să nu care cumva să ridici ochii în sus către, că pe dată vei fi schimbată în coropișniță și cu niciun descântec din lume nu-ți vei mai recăpăta fața de om. Prichinduță, mulțumi zânei oceilor, luă praful și de aici ție drumul, la grădina Hâdei. Grădina părea minunată de departe, dar când să intre, vai ce chin, sute și mii de coropișnițe cât toate zilele să năpustire pe viteazul nostru și îl împungeau și îl umpleau cu venin mohorât ca sângele închegat, dar prichinduță habar n-avea. Nici gemea, nici plângea, ci cu hotărâre spre piersică înaintea. Din când în când arunca din praful de pir și ligioanele atinse se prefăceau un scrum. Se apropiase de piersică când un cântec duios răsunând din cer, zise: prichinduțel, flăcău frumos și drăgăstos, eu să-ți cos în zeana logodnica ta, uite de la mine cum strălucesc! Dar el își aduse aminte de vorbele zâneghioceilor și n-avea poftă să-și trăiască zilele în coropișnățărie. Așa că, cu ochii la pământ, culese frumos piersica de zor, zor întărât, spre palatul împărătesc. Aci chemă pe domniță, tăie piersica în două, îi dete o jumătate să mănânce, iar cealaltă jumătate o mâncă el. Ca prin farmec, dedețica își recăpătă frumusețea, iar el se făcu un făt frumos, drept ca bradul, cu pletă de aur și cu ochi scânteitor ca de vultur. Prichinduță răpune pe Rusalia zgripțuroaica. Prichinduță, făt frumos, nici nu așteptă să-i mulțumească împăratul și plecă iarăși în pădure să cheme pe zâna macilor, să-i vină și ea în ajutor. Puse ghioacea gălbuie la ureche și cântă. Macule oaste de crai ce stai într-un vârf de pai, spune repede cu zor zânei cu obraz roșior, pe data aici să sosească ajutor să-mi hărăzească. Ghioacea gălbuie îi șopti, vin! Și zâna macilor odată se înfăptui în fața lui Prichinduță. Prichinduță, m-ai chemat? Spune care ți este păsul. Flăcăul, arătând zânei cum ar dori el să rău dobândească bunătatea domniței furată de Rusalia zgripțuroaica, zâna macilor îi spuse: Prichinduță, dragă, bunătatea dedețică i-a ascuns-o zgripțuroaica într-un spic de grâu pierdut între miile de mii de spice ce se îndoaie la suflarea vântului colo departe, în lanurile nesfârșite de pe moșia zgripțuroaice. Va să culegi spicul cel bun, dar mult o să umbli, făcând jumătate ocolul pământului până să ajungi la el. O să treci prin multe țări și o să vezi multe ligioane, mai întâi prin ținutul tricolicilor, apoi prin țara piticilor lui înalt ca gâza, care intră în urechi, te asurzesc și te amețesc, prin împărăția căpcăunilor, oameni cu cap de câine care te sorb dintr-o înghițitură și în sfârșit o să intri în țara scorpiilor, care prin strigătele lor te nebunesc. Aci vei găsi spicul cu bunătatea domniței, deosebindu-se de celelalte prin înălțimea sa. Ca să înfrunți toate ligioanele ce vei întâlni, îți dau inelul acesta pe care, dacă îl pui la degetul cel mic de la mâna dreaptă, te faci nevăzut. Drum bun, Prichinduță, eu mă întorc în împărăția mea. Prichinduță plecă și el să facă jumătate ocolul pământului. Se întâmplă cum povestise zâna macilor. Și dacă n-ar fi avut inelul care îl făcea nevăzut, el n-ar fi scăpat teafăr, că a avut de-a face cu ligioane ca tricolicii, piticelui înalt ca vâza, căpcăunii și scorpiile. Ba, împăratul căpcăunilor, dacă nu-l văzu, îl mirosi când intra pe moșiile sale. Alergă el după Prichinduță cu gura deschisă, de se pierdea falca de sus în nori, iar cea de jos druncina pământul, dar nevăzându-l, nu-l putu sorbi. În sfârșit, după 3 ani, 3 luni și 3 zile, păși viteazul zânelor pe pământul scorpilor, unde domnea zgripțuroaica. Intră în lanurile de grâu ale zgripțuroaicei. Mergea rătăcind din spic în spic în căutarea spicului înalt. Era ca într-un coz nepătruns. Bătea un vânt tare ce a plecat spicele într-o parte și într-alta. Dar cum era să deosebească Prichinduță spicul cel înalt? După 3 zile de rătăcire, dete peste un luminiș, în mijlocul căruia sta înțepat un spic bogat și înalt, înalt. Acesta este spicul cel plin de bunătate. Sări pe zi la el, îl smulse cu putere și pacițe drumul îndărât. Sosi la palatul împărătesc după alți 3 ani, alte 3 luni și 3 zile. Chemă pe fata împăratului și dete toate boabele de grâu cele
de lenghiții. Atunci domnița simți cum sângele cald năvălea în inima ei ce fusese atât amar de ani împietrit și cu zâmbet dulce, parcă zicea lui Plichinduță, ce băiat bun ești, că de vorbit nu vorbea, fiind încă toantă. Că era bun Plichinduță se știa, nu s-ar fi dat el pradă la atâtea primejdii și necazuri de nu i-ar fi fost milă de domniță, de părinții săi și de supușii acelei împărății. Simțindu-se cu bunătate la suflet, nici nu trecuse prin gând să se înfrupte cu ceva boabe de ale spicului, fermecat și se mira singur gândind. Vezi ce greu e să recapezi bunătatea când ai pierdut-o odată? Împăratul veni și el când află de sosirea lui Plichinduță și când își văzu fata și frumoasă și bună, îl sărută cu dragoste, nemai știind de bucurie cum să mulțumească viteazul făt frumos. Dar Plichinduță zise, luminate împărat, domnița e frumoasă, e bună, dar îi trebuie și deșteptăciunea cu care se putea făli altădată. Mă duc că caut și darul acesta și plecă. Plichinduță răpune pe Rusalia toantă. De data asta chemă pe zâna brândușilor care îi lămuri că deșteptăciunea domniței o ascunsese Rusalia toantă într-un smoc de păr de pe fruntea unei veverițe năzdrăvane cu coada sură pe care trebuia el să o prindă în pădurile ce se țineau lanț spre miază noapte. Nu vei putea prinde veverița decât fermecând-o, zise zâna, dar nu prin farmecele ale noastre, ci printr-unul ce l-ai tu din copilărie. Întoarce-te la mintea, cu mintea la copilăria ta, răscolește anii când nu păzeai nimic și vei afla. Zicând acestea, zâna brândușilor se prefăcu într-un norișor care pe dată se risipi. Dar bine, zâna brândușică, strigă Plichinduță supărat, asta ți-a fost toată ajutoarea? Să mă fi cinstit și dumneata cu vreun dar vrăjit ca surioarele cu ghiocei și cu magi. Sfatul tău nu costă scump, farmecile mele? A vrut să-și bată joc zâna de mine. Ei, pofti, mai fă bine la oameni. Copilăria mea? De ce? Mă gândesc la timpurile când nu eram bun de nimic. Ce să facă băiatul? N-avea încotro, o porni și el spre pădure. Intră mai întâi în pădurea de stejar la marginea pădurii. Țuși, o veveriță mare! Și se urca pe un... care se urca pe un stejar repede ca o nălucă. De acolo, de sus, se uita rânjind la Plichinduță care stătea jos cu gura căscată la ea. Tu ești veverița cu pricina? Tu ești veverița cu pricina! Strigă Plichinduță, te cunosc după coada sură și smocul de păr de pe frunte, să-mi dai smocul, că te-o lua aghiuță. Dar veverița scoase un fel de țipăt și semăna a râs omenesc și țuști pe un alt stejar. Plichinduță după ea de desubt, ia țuști pe un alt stejar, el țuși tot așa până ieșiră din stăjăriș și intrară în carpiniș. Apoi umblă, trepădă, fugea, zbura, dar în zadar, zile întregi și nopți de-a rândul. Odată, amintindu-și că era un bun prăștiar, prăștiaș din copilărie, făcu o praștie cu ce găsi în pădure și ochise tăreața. Dar se pomeni cu piatra drept în nas, că veverița o prinse și o trimise în dărât. Altădată încercă să se suie în copacul unde se oprise să prânzească cu ceva jir cu coana veveriță. Își încolăci picioarele în jurul trunchiului și haidea, haidea, ajunse la o palmă de veveriță care ronțăia alene jir. Dar când se pună mâna pe ea, jucăușa sare mai sus și mai sus și apoi într-un alt arbor, iar trosplosc crap ca se rupe și Plichinduță spomenește jos măsurând rădăcinile fagului. Înfruntase atâtea ligioane cu atâtea vitejie și să-și bată joc de el un astfel de dobitoc de nimic, amenința. Stai că-ți vină de hac, hoțoaico, nespălat-o, aș, nimic, că ta a umblânzit cu vorbe bune. Veveriță dragă, sufletul nechi, grădinuța taichi, ți-ai găsit nimic. Ajunseră în codrul cu mesteacăni. Prăpădit, Plichinduță se așeze la rădăcina unui mesteacăn să mai răsufle. Veverița, sus pe copac, se lingea pe labe foarte liniștită. Ce-i venit flăcăului? Luă o frunză de mesteacăn și începu să cânte. Cântă o sârbă atât de fermăcătoare că s-ar fi aruncat la joc toți mestecănii din pădure, de nu ar fi fost prinși la rădăcină. Dar veverița juca singură tontoroiul pe crăcile mesteacănului.
cântă o doină atât de duioasă, că florile și iarba și jigănile din pădure s-ar fi pus pe plâns cu hohot de ar fi avut suflet, dar veverița se ghemuise între două ramuri și sta parcă dusă pe gând. Cânta băiatul un cântec de legănare, nani, nani, puiul mami, și toate zgomotele încetară din codru și șoapta izvorului și freamătul frunzelor și fâșitul gângănilor din ierburi. Un țânțăraș ce tot zbârnâia pe la urechile cântărețului se așeză frumos pe căciula lui, iar un bouleț roșu al lui Dumnezeu, care tot zburda pe brâul băiatului, își închise aripioarele și dormi într-o pută. Dă să se uită brichetuță la vânatul lui de sus. Ce se vadă? Veverița adormită, buștean. Ha, hoțomano, ha, împielițat-o, stai că de acum nu mai scapă mie. Și urcându-se tiptil la ea, scoase cuțitașul și hârși, deodată îi tăie smocul cu pricină. Veverița, țuși, mai sus, după obicei, dar la târziu. Și dacă se simți fără deșteptăciunea domniței, se dăte peste cap de două ori să prefăcă un bufniță și scoțând un țipăt jalnic, se făcu nevăzută. Prichinduță să moară de bucurie. Acum înțelesese el despre ce farmec din copilărie vrusese să-i vorbească zâna brândușilor și că, dacă nu-l cinstise și ea cu vreun dar fermecat, este că vrusese să-i încerce deșteptăciunea. Prichinduță, iată fata împăratului. Prichinduță se întoarse la împărăția de dețic Chi, dus pe aripile izbânzii. Răspândindu-se vestea despre întoarcerea lui Prichinduță, făt frumos, fu întâmpinat la poarta orașului cu timpane și surle și împăratul îi ieși înainte cu marea la împărătesc, cu împărăteasa și domnița și toți curtenii în zale muiate în argint și aur, iar Prichinduță se apropie de domniță și atinse fruntea cu smocul de păr din fruntea veveriței. Deodată, ochii de dețic, Chi, scăpătară, limba îi se despleti și simți că mintea întunecată se luminează. Tată, mi-a venit mintea la loc! Împăratul se scoboră din căleașcă, îmbrățișă pe Prichinduță și lăprimând îi zise: tu ești fiul meu. O vorbă de împărat este sfântă, de dețica este a ta. Prichinduță, buimăcit și dus pe gânduri, răspunse: luminate împărate, eu sunt un băiat sărman și nu pot să-mi ridic ochii asupra unei domnițe frumoase, bună și deșteaptă. Bun! Au, tu nu ești frumos, nu ești bun, nu ești deștept? Astea sunt darurile unui fiu de împărat. Ce gânduri te muncesc de stai gânditor în loc să te înveselești cu noi? Stăpâne îndurate, acum mi-am îndeplinit făgăduielile. Mă gândesc la ai mei de acasă pe care i-am părăsit de atâta amar de ani și care mă vor fi jenit. Eu vă zic rămas bun și mă întorc acasă. Dar domnița, la auzul acestor cuvinte, se puse pe plâns, dar pe un plâns de s-ar fi înduioșat și bolovanii. Ce este, domniță? Întrebă Prichinduță mâhnit. Te-am supărat eu cu ceva? Nu vezi, flăcăule, că domniței se topește inima după tine? Îi răspunse zâmbind împăratul. Hai, lasă gândul drumului și vină în brațele noastre, fiule. Ce să facă flăcăul? Ca și lui, măre doamne, îi scăpăra inima după dedețica. Numai că simțirea asta a sa nu-i se lămurise bine în suflet până atunci. A rămas, s-a făcut nunta, nuntă împărătească. Împăratul a trimis soli să vestească nunta în toată lumea. Ei se duseră și în bușteni, unde cu greu deteră de urmele rudelor lui Prichinduță. Mama Catrina murise de mult. Frații se răzlățiseră care cum apucase, iar buștenii cei sălbatici se făcuseră orășel cu case frumoase. Aflând frații lui Prichinduță de norocul lui, se duseră și la împărăția lui și el îi primi cu cinste și dragoste. Pe Ion, care păzise caii, îl făcu mare capitan la oștirile împărătești. Pe Dumitru, care păzise vacile, îl făcu mai mare peste moșiile împărătești. Iar Vasile, care păzise oițele, fu numit mare dascăl al școalelor. Cele trei zâne, a primăverii, a verii și a toamnei, se împăcară cu sora lor iarna și își împărțiră frățește anul, să aibă fiecare de domnie. Iar cele trei rusarii crăpară de necaz. Iată povestea întâmplărilor lui Prichinduță. De v-a plăcut? Nu știu. Cum să nu ne placă? E minunată învățătura. Vezi cum omul vrednic de la treapta cea mai de jos ajunge la cea mai de sus? Ei, acum, al cui e rândul? Eu am o poveste gata, zise o zânișoară drăguță și mititică înaltă numai cât degetul cel mic. Tu, zână a gâzelor, cam ce ne-ai putea povesti tu?
Dacă va fi povestea ta lungă cât gâzele asupra cărora domnești, nu ne va osteni urechile mult. Ascultați numai și... Dar zâna zânelor tăie vorba zânei mici. Zânelor, nu mai e timp de povești. De vreți să nu vă prindă zorile aici? Atunci rămâne pe marți. Suntem foarte nerăbdătoare să ascultăm povestea zânei gâzelor. Pe marți, dar nu cumva să lipsești, zânișoară. Fiți pe pace, voi fi cea din tâi în poiana. La anii.